Să trecem și la alte localități. Un bloc locativ cu 386 de apartamente din orașul Stăuceni a fost plasat la autoizolare după ce a fost depistată o persoană infectată cu coronavirusul de tip nou. Decizia a fost luată aseară de către Comisia pentru Situații Excepționale din Comuna Stăuceni și pentru a clarifica situația, pentru a afla starea lucrurilor la acest moment, vom discuta în continuare cu primarul Comunei Stăuceni, domnul Alexandru Vornicu. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua și bine ați venit! Suntem în emisie directă. Care este starea lucrurilor și a oamenilor, în primul rând, din acest bloc, dar și din restul localității? Deci, evident că toată lumea este îngrijorată la moment în contextul virusului care bântuie în toată localitatea, dar noi facem tot efortul posibil pentru a comunica pe oamenii, pentru a preveni isteria sau, nu știu cum aș fi mai corect spun, panica în societate. Eu am aici o listă destul de vastă de lucruri pe care trebuie să le cunoască persoanele care se află în clădiri puse sub carantină. Li s-a adus la cunoștință, li s-a pus niște informații pe ușă cumva, li s-a adus la ușa propria locuințe această informație? Da, noi am tipărit pe suport de hârtie decizia Comisiei Locale pentru Situații Excepționale din ziua de ieri, după cum ați menționat și dumneavoastră. Uh-huh. Am informat și pe pagina de Facebook pe care oamenii o urmăresc. Însă, în cazul nostru, nu cred că vorbim despre carantină, vorbim despre regimul de izolare a blocului, ceea ce presupune că venim atât cu reglementări cu caracter obligatoriu, cât și reglementări cu caracter de recomandare. Ați putea acum să faceți publice aceste, sau cele mai importante dintre ele, dacă le aveți la îndemână, pentru că și prin această modalitate am putea ajunge la oameni, sau la cei oameni care se vor trezi într-un bun moment în aceeași situație, nu neapărat din Stăuceni. De acord. Deci noi obligatoriu am decis la Comisia pentru Situații Excepționale că toți locatarii acestui bloc vor comunica zilnic medicului de familie starea de sănătate. Și de asemenea am interzis accesul persoanelor decât locatare din bloc în cadrul acestui bloc. Însă cu titlul de recomandare le-am comunicat oamenilor că ar fi bine să iasă după cumpărături, după produse alimentare și produse de primă necesitate de 2-3 ori pe săptămână. De asemenea le-am recomandat oamenii să iasă din acest bloc cu mască și mănuși, să aibă măsuri, să aibă echipament de protecție. Și de asemenea am recomandat oamenilor să se abțină să meargă la serviciu. Dacă este cazul, noi suntem dispuși, sau cel puțin le-am comunicat, să se adreseze la Centrul de Sănătate pentru a fi deschis un certificat medical. Toate aceste reguli le-ați adus la cunoștința tuturor locatarilor din 386 de apartamente. Asta câți oameni sunt acum în această casă? Deci aproximativ 1200 de oameni locuiesc în acest bloc. Am înțeles. Colaboratorii sectorului de poliție supraveghează această casă? Da, ei patrulează în permanență raza acestui bloc. De asemenea, decizia comisiei a fost adusă la cunoștință administratorului blocului, pe care doamna monitorizează situația din bloc. Medicul de familie în permanență sună locatare din acest bloc și mai mult decât atât am să vă zic că oamenii sunt foarte responsabili, lucru pe care eu îl apreciez. Știți că zilnic primim și pe pagina de Facebook a primăriei mesaje private, poze. Dacă cineva nu respectă, noi obligatoriu suntem informați pe acest lucru și redirecționăm informația și către sectorul de poliție și către Centrul de Sănătate. Se urmărește pentru că prin aceste prescripții am văzut că se recomandă doar unui membru matur al familiei să iasă de 2-3 ori pe săptămână pentru a procura produse alimentare și de primă necesitate sau medicamente. Se urmărește inclusiv acest lucru? Adică probabil se știe la față sau ar trebui persoanele care urmărească această casă să știe persoanele la față? Acest lucru se monitorizează, după cum ziceam, atât de către poliția de sector, cât și de administratorul blocului. Așa. Poliția de sector cunoaște toată lumea din acest bloc, polițistul nostru de sector. Respectiv, se monitorizează măsura posibilităților, monitorizăm lucrurile. Dar și cum și vă ziceam, oamenii sunt responsabili fiindcă le pasă de propria sănătate.
Și acest lucru îi mobilizează și pe ei să monitorizeze cine iese din bloc și cine intră. Există reacții negative din partea cuiva din acest bloc? Nu, nu am primit, fiindcă oamenii sunt conștienți că avem o concentrație enormă de populație în acest bloc și sunt conștienți că sunt măsuri necesare. Spuneți-ne, vă rog, persoana care a fost depistată este cunoscută de vecini sau se ține în secret? Noi nu am vociferat identitatea persoanei, dar eu intuiesc că oamenii cunosc, evident, fiindcă ei știu lucrurile din propriul bloc. E un caz de contaminare locală sau de import? Din informația pe care o cunosc la moment de la ANSP, este vorba despre un caz de import. Spuneți-ne, vă rog, în general, așa, din punct de vedere al vârstei persoanelor, cine sunt locatarii primordial ai acestui bloc? Tineri sau persoane mai în vârstă? Deci mai mult avem familii tineri cu copii mici în acest bloc. Deci în principiu sunt mai puține persoane din grupurile de risc de vârstă înaintată, ca să zicem așa. Exact, mai puțin vârstă ce avem în bloc. Am înțeles. Bine, eu vă mulțumesc extraordinar de mult. Eu sper că această autoizolare, ca să nu o numim carantină, va trece ușor și fără de simptome din partea altor locatari ai acestui bloc și, în general, ai localității pe care o conduceți. Vă mulțumim. Același lucru îl sperăm și noi. Ori noi am încercat să anticipăm lucrurile și am instituit anumite măsuri mai riguroase, dar necesare pentru a preveni răspândirea virusului. Ori, precum zic și medicii, s-ar putea să fie persoane care sunt infectate, dar nu prezintă semne clinice pe moment și ar putea să fie purtători de virus. De asta noi zilnic igienizăm atât scara blocului cât și perimetrul blocului și din câte mi s-a comunicat administratorul blocului, de 3 ori pe zi dezinfectează scările blocului, holurile și butoanele în ascensor. Deci noi facem tot ce putem ca să prevenim, fiindcă, după cum ziceam și anterior, este un număr impunător de oameni în acest bloc și posibilitatea infectării este una majoră. Am înțeles. Mersi foarte mult. Voiam să vă întreb dacă cumva ați echipat persoanele care se ocupă de igienizare, dar presupun că ar trebui să fie așa. Da, noi am achiziționat costume, măști de protecție, ochelari, deci tot necesar. Am achiziționat încă pe data de 11 martie, când nu era instituită starea de urgență, dacă eu nu greșesc. Ori, pardon, era instituită, dar erau deschise încă magazinele și putea de achiziționat aceste lucruri. Noi am anticipat lucruri și am făcut din timp. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult, domnule primar. Primarul comunei Stăuceni, Alexandru Vornicu, a fost alături de noi ca un exemplu de gospodar care a avut grijă din timp să își procure lucrurile necesare și să se pregătească de unele situații care, iată, au intervenit în aceste zile.